De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Bine ați venit la primăria Zăran. Bine v-am găsit. Gândit? Da, cum să nu. Pot începe, nu? Da. Cetățene, popa Ioan Alexandru, de bună voie și neselit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Dudaș Robert Andreea. Cetățeană, Dudaș Roberta Andreea, de bună voie și neselită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul popa Ioan Alexandru. Da. Alex, Roberta, până acum ați avut în viață fiecare drumul vostru. De astăzi porniți împreună pe același drum. Și vreau să spun ceea ce spunea psalmistul. Dacă mergeți împreună cu Domnul, fericirea și îndurarea vă vor însoți în toate zilele. Și zic, Doamne, lucrează în direcția aceasta.
Domnul să vă